Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfintele Scripturi în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 18, de la versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmași și să nu se lasă. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru ca văduva aceasta mă tot năcăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Probabil vom fi și în zilele care urmează la conferința pe care ați organizat-o în țara aceasta. Suntem la o seară de rugăciune și mi-am dat seama că în seara asta se vrea multă învățătură din cuvânt, multe cântări, ați cântat foarte frumos, Domnul vă binecuvinteze, și multă rugăciune. Și probabil să nu stăm mult peste program. Acum încercăm să vedem cum le putem împăca pe toate. Mărturisirea care nu a vrut fratele să o facă, vă fac eu acum. M-a sunat cu ceva vreme în urmă fratele Leontin și mi-a spus, facem o seară de rugăciune, aș avea dorință să vorbești despre lucrarea Duhului Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. Te rog, frate Dragoș, am spus, fără probleme. După ce am închis telefonul, am uitat și mi-am adus aminte acum în birou când mi-a spus, te-ai gândit, nu? Zic, nu m-am gândit. Nu m-am gândit, am uitat și acum mă rog Domnul să, din aducerile aminte să-mi dea câteva cuvinte, mai ales că eu ultima dată la dumneavoastră am vorbit despre darurile Duhului Sfânt, caracteristicile darurilor Duhului Sfânt, condițiile care trebuie să le împlinească un om care are darurile Duhului Sfânt, am vorbit despre darul vorbirii în alte limbi și despre darul prorocie în ultimele două seri. Acum, vorbind despre umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că este o seară de rugăciune, mi-am propus întâi să am această învățătură care se numește de către Domnul stăruința în rugăciune. Sunt multe stăruințe, pentru că în momentul când noi vrem o reumplere cu Duhul Sfânt, una din metodele care le folosește biserica este metoda rugăciunii. Noi știm că în rugăciune și în stăruința rugăciune, Domnul revarsă acea plinătate a Duhului Sfânt. Când vorbim de stăruință, Scriptura arată mai multe stăruințe. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fapte 14:22. Îi îndemna să stăruiască în credință. 1 Timotei 3:15, să stăruiască în sfințenie, în dragoste și în credință. Evrei, capitolul 13, versetul 1, stăruiți în dragoste frățească. Deci sunt multe stăruințe. În seara asta m-am oprit doar un gând la următoarea rugăciunea care urmează, să vorbesc despre stăruința în rugăciune. Oamenii au nevoie de modele, așa suntem noi creați. Oamenii din lume au modele lumești și e rău când fetele pocăite și băieții pocăiți aleg modele lumești, nu? Dar și în Sfânta Scriptură ni se dă voie să alegem modele. Efeseni 5:1, urmați pilda lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11:1, Pavel spune, călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe al lui Hristos. Evrei 13:7, ascultați, uitați-vă cu băgare de seamă la mai mari voștri care v-au propovăduit cuvântul și la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. În seara asta eu am luat un model, o persoană care să ne învețe lecția aceasta numită stăruință în rugăciune. Și modelul e așa cum spune 1 Corinteni 1:27. Dumnezeu a ales lucrurile slabe
ca să le facă de rușine pe cele tari. Gândiți-vă dumneavoastră că așezăm în fața noastră o femeie văduvă. Și văduva asta în seara asta, noi o ridicăm nu la rang de învățătoare, profesoară, universitară și doctoratele toate le are în materia asta, e foarte bună. În stăruința rugăciune ne dă o lecție pentru seara aceasta. Și acum ne uităm asupra pildei care o dă Domnul, am câteva gânduri și trecem la rugăciune, da? Și probabil voi avea alte intervenții la următoarele rugăciuni. Primul gând, când am citit în pilda aceasta, mi s-a părut că e o nedreptate, e chiar o ironie a soartei, căci văduva cere dreptate la judecătorul nedrept. Deci într-o cetate era un judecător nedrept. Dacă el ar fi fost 10 judecători, nu era problemă, se ducea la un altul. Dar într-o cetate era un judecător nedrept și văduva e obligată să meargă să ceară dreptate la judecătorul nedrept. Așa face Dumnezeu. Frați și surori, asta e metoda lui Dumnezeu ca să ne învețe că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Învățăm lecția asta în seara asta. Aleluia. În problemele care le avem, în judecățile, în nedreptatea, în multe, multe lucruri care trebuie să le rezolvăm, o metodă este rugăciunea. Dar trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Vrea cineva umplerea cu Duhul Sfânt în seara aceasta? Vrea cineva ca Domnul să-i dăruiască darurile Duhului Sfânt? Pavel spune în 1 Corinteni 14 acolo, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Umblarea asta, în seara asta o facem prin rugăciune. Dar ne rugăm necurmat și nu ne lăsăm. Doamne ajută-ne la aceasta. E ca și cum văduva asta e trimisă să bată la o ușă încuiată. Cum poate un judecător nedrept să-i facă dreptate? Dar văduva n-are iară altă variantă, mai am și varianta A și B și C, dacă nu reușesc asta, încerc altceva. Văduva are o singură variantă. Du-te la judecătorul nedrept să-ți facă dreptate. Vă dau un exemplu din Scriptură. Moise merge la faraon și îi spune așa, faraon, lasă pe poporul meu să plece. Care conducător militar, care împărat, lasă ca robii să-i plece fără nicio răscumpărare. Era o forță puternică, era mână de lucru. Cărămiz, Ramses, Piton, cereale, piramide, da? Și toate le făceau evreii ăștia, pe de gratis. Și acum vine Moise și spune, poporul ăsta trebuie să plece, gata. Moise bate la o ușă încuiată. Faraonul îi spune, pleacă de aici. Nu umblați după neluci, nu stârniți poporul de la lucru, mărește numărul de cărămizi, munci mai mari, taie-le, paie-le și ei să facă treabă. Și Moise n-are altă ușă. Moise se duce odată la faraon, de două ori la faraon, de 10 ori la faraon. Și acum începe Dumnezeu. Începe cu prefacerea apei în sânge, cu păduci, cu întunere, cu musca cânească, cu lăcuste, piatra și focul, ciuma vitilor, vărsatul negru. Și Moise bate la aceeași ușă încuiată. Faraon stă pe jilțul lui și ușa lui Faraon are 10 zăvoare. Și nu, 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 nu. Cei care cunosc Scriptura știu că a venit vremea când Faraon într-o noapte s-a ridicat și a spus plecați. Acum momentul ăsta. Și egiptenii îi săleau pe evrei ca să plece, evreii i-au șefuit că i-au împrumutat vasă de aur și argint și în noaptea 14-a, din ziua întâia, faraonul a spus plecat. Faraonul a deschis ușa și a spus duceți-vă. Asta înseamnă stăruință în rugăciune. Că văduva din seara asta, care e aici ca învățătoare, ne învață că noi trebuie, în problema care o avem, trebuie să ne rugăm necurmat și să nu... Să nu ne lăsăm. Așa scrie în Biblie, da? Învățăm lecția asta. Măcar expresia asta o învățăm să ne ajute, Domnul. Amin. Eu am și alte exemple. Vreau să scurtez, predice. Frate Costicolaru, aici mai am câțiva bosânceni, văd că pe aici. Eram o adunare mare, numeric. Familii cu mulți copii.
care ne sufocam într-o casă mică. Curgea sudoarea, transpirația pe pereți. Copiii trebuia să-i lăsăm acasă. Pe lângă pereți, pe hol și pe afară, pe la ferestre, pocăiți să stăteau în picioare. Fratele Ieremia, care a fost prezbiter înaintea mea, un proroc, om temător de Dumnezeu, a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru că o da niște botezuri fără acordul securității. Se duce la primar și spune: domnul primar, dă-ne voie să mărim casa de adunare. Și primarul era activist de partid și era secretarul de partid pe comună și strigă: ieși afară. Și frate, spun: frate Ion, mai du-te odată. Andrean e nepotul fratele Ion, da? Andrei, spune: mai du-te odată. Și îl aruncă cu călimara și cu cataloaze după el. Și îi spune: dacă aș avea o pușcă, pe toți v-aș împușca. Băi, voi pocăiți, așa, așa. Și fratele Ion spune: nu mă trimite, că nu mă duc. Sunt om bătrân, se arunce după mine, își bate joc de mine. Și atunci frate a hotărât un lucru. Postim și ne rugăm să ne facă Dumnezeu dreptate. Nu rău lor, dreptate nouă. Am luat atunci jertfă necurmată, am postit un an și jumătate. Cu copii, cu familie, cu tot, un an și jumătate. După un an și jumătate, de la București, a venit un control la primărie, pe primar l-a dat afară într-o dimineață din servici și l-a pus încărcător pe mașina de la CAP, să carisați la moară. Asta a fost judecata lui Dumnezeu cu el. Iar în aceea săptămână, secretarul comunii a venit dimineața, a băut cafeaua și când a intrat cineva în birou la el, l-a găsit mor cu capul pe masă. A pus de urgență un alt primar și un alt secretar, care și acum e secretar, e vecinul meu. Și fratele Ion s-a dus și a spus: tovarăș, am vrea să ne mărim și noi un pic casa de rugăciune, că suntem mulți. Și oamenii ce au spus: duceți-vă și măriți casa de adunare cât vreți voi de mare. O intra groaza Domnului, ei știam, noi n-am postit să moară ei. Noi am postit Dumnezeu să ne facă dreptate. Și a venit secretarul și a spus: ba de Ion, eu nu-ți arăt unde să pui țărușul, faceți-o cât vreți de mare, eu mă tem de Dumnezeu. Și am făcut o adunare mare și o avem și acum. Am bătut la o ușă încuiată, dar nu ne-am lăsat. Ca să postești un an și jumătate pe familie, cu păstori, cu comitet, cu tineri, cu copii, nu a fost chiar ușor. Dar am bătut la o ușă încuiată și Dumnezeu ne-a rezolvat problema. Amin? Amin? La rugăciunea care se face în continuare, cât o să ne rugăm? O să ne rugăm și nu o să ne lăsăm, nu? Până Dumnezeu o să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin? Doamne, fă lucrul acesta. Al doilea gând care l-am legat scurt, văduva aceasta, nu ceru foarte multe lucruri. Ea a spus: fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Eu acum întreb, dacă ar veni la dumneavoastră Domnul și spune: cerem ceva ca să-ți împlinesc. Câte lucruri am cere? Am fi lacom, nu? Domne, vreau și asta, și asta, și asta, și asta. Ei, dar hai să cerem concret de la Dumnezeu ceva. Iacov capitolul 4, de unde vin luptele și centurile între voi? Nu vin din mădularele voastre. Voi poftiți și nu aveți. Și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Asigurați-vă în seara aceasta că cererea voastră e după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Atâta cer eu, Doamne, fă-mi dreptate. Ceea ce cer eu de la tine este după voia ta. Solomon are un vis. Vine Domnul noaptea în vis și spune: Solomon, cere-mi un lucru și îți voi da. Și Solomon are o cerere extraordinară care a plăcut Domnul. Doamne, poporul tău e mare, dă-mi înțelepciune să pot să-l judec. Și Dumnezeu îi spune așa: pentru că n-ai cerut nici bogăție, nici viață lungă, nici moartea vrășmașilor, ci ai cerut înțelepciune, îți voi da. Și toate celelalte îți le voi da din belșug. Frații mei, în seara asta trebuie să ne asigurăm că cererea aceea cu care venim noi înaintea lui Dumnezeu, îi după voia lui Dumnezeu. Să nu cerem cu gând rău. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin. Când vorbeam de rugăciunea Domnului Iisus din Ghețesmani, Matei 26, spuneam acolo câteva lucruri. În primul rând, spune, vedea și rugați-vă, versetul 41, parcă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Domnul s-a rugat până a depășit neputința trupului. Eu de multe ori văd în adunările noastre numai neputința trupului. Râvna Duhului nu mai văd.
Că schimb la rugăciune, ne plictisim, ne uităm la ceas, prea lungi predicile. Păi frate, nu știi, carne neputincioasă. Carne neputincioasă, dar eu vreau și Duhul plin de râvnă. Veți avea în seara asta un Duh plin de râvnă? Doamne, dă-ne Duhul ăsta plin de râvnă. Domnul s-a rugat până a trecut de barierele astea de neputință ale trupului, o căzut cu fața la pământ, o avut același program ca și ucenice, ba au fost mai încărcat programul lui, ucenicii au adormit de oboseală, dar Hristos a rămas tot rugându-se. Să ne dea Domnul râvnă aceasta. Aleluia. În al doilea rând spuneam atunci, Domnul s-a rugat până când a reușit să se așeze sub voia lui Dumnezeu. S-a uitat la paharul ăla cu păcate și spurcăciuni și a spus, dacă e cu putință, îndepărtă paharul acesta de la mine că e prea amar. S-a înfiornat în trupul lui, a refuzat să bea paharul acesta, dar s-a rugat și la un moment dat spune, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți care e rostul rugăciunii? S-ar putea prin rugăciune să-L înduplecăm pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. S-a mai întâmplat. De-aia ne rugăm noi ca Dumnezeu să schimbe hotărârea. Dar s-ar putea Dumnezeu să nu schimbe hotărârea. Oricât ne-ar ruga, oricât am posti, oricât de biserici s-ar uni, sunt lucruri în care Dumnezeu nu se schimbă. Și atunci știi care e folosul rugăciunii? Reușim noi prin rugăciune să acceptăm voia lui Dumnezeu și în momentul ăla ne liniștim. Doamne, nu cum vreau eu, ci facă-se cum vrei Tu. Ăsta e rostul rugăciunii. Că eram într-o seară la o fetiță de câteva luni să ne rugăm. Era post, rugăciune, bunicul era păstor într-o adunare, era primul copil într-o familie tânără și ne-a rugat. Și la noi deoparte pe bunic eram cu un frate proroc și îi spune, mă, la părinți nu le spun, dar tu ești păstor, ești bunicul, pregătiți-vă din mormântare. Dumnezeu a spus, nu schimbă hotărârea orice ați face voi. Ei bine, în aceea săptămână fetița a murit. Eram în Barcelona odată la o soră, ceva din neamul Opreș, nu mai știu cum o cheamă acum, de la satul mare era ea, era bolnavă, avea două fetițe, o fată de 6 luni și o fată de 2 ani. O femeie frumoasă, curajoasă, ne rugăm pentru ea. S-a rugat adunările, mai multe, în bilete, în adunare. Și ne rugăm și ea ne spune că azi vine soțul, îmi aduce fetițele și plec acasă. Mi-a fost mai rău, dar acum e mai bine. Și noi am încurajat-o, când coboram scările, prorocul îmi spune mie, femeia asta în 2 săptămâni îngropată. N-am putut să-i spun ei, am spus la alții, măi, așteptați-vă și la lucrul ăsta. Noi am vrea Domnul să o vindice, dar sunt hotărâri pe care Dumnezeu nu le schimbă. În 2 săptămâni, fata asta, femeia asta era îngropată deja. Dar care-i rostul rugăciunii? Ori Dumnezeu schimbă hotărârea, ori ne așezăm noi în voia lui Dumnezeu. Și când ne așezăm în voia lui Dumnezeu, ne liniștim și spunem, Doamne, facă-se cum vrei Tu. Aleluia. Amin? Amin? Domnul ne-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și... Măi, voi sunteți cu mine? Da? Hai să comunicăm, da? Ca să nu adormim. Deci trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Primul gând, dreptate la judecător nedrept. Ne pune Domnul să batem la o ușă încuiată. Dar tot El a spus, celui ce bate, nu din prima, dar din a doua, din a zecea, ni se deschide. Să ne dea Domnul credința asta, amin? În al doilea rând spuneam, ne asigurăm că cererea noastră e în voia lui Dumnezeu. A treilea gând îl am din pilda aceasta și ne uităm la ea din perspectiva timpului. Eu cred că accentul, greutatea pildei cade pe versetul 4 unde spune așa. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar la urmă și-a zis. Ascultă-mă bine, în rugăciunea ta, în boala ta, în problema ta, în lipsa ta, privind pe diagrama numită timp, există 2 sectoare de timp. Unul îi numit multă vreme. Și pe sectorul ăsta s-ar putea să fii și tu acum. Multă vreme. Cât e de lungă linia asta? Uite, atâta de lungă. Că nu-s mai mare eu.
Atât ai de lungă linia asta. Multă vreme. Dar pe același sector de timp, pe aceeași coordonată, mai există un segment scurt la capătul ei. Asta e izbăvirea. Și spune, multă vreme n-a vrut să-i facă. Dar la urmă. Mă rog, Domnul, pentru mulți din voi să fie urma în seara asta. Amin? Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Dar la urmă, i-a făcut dreptate. Dumneavoastră credeți că lui Iosif i-a fost ușor? Băiatul ăsta cu minte și neprihănit, prototipul lui Hristos, care a fost vândut de frate lui, l-a dezbrăcat odată de haină frață, a doua oară l-a dezbrăcat nevasta lui Potifar prin poftele ei păcătoase. Omul ăsta a fost nevinovat și multă vreme a suferit. Multă vreme a fost nedreptățit. Multă vreme a stat în pușcărie. Și dacă se termina aici istoria lui Iosif în pușcărie, era cel mai nenorocit. Dar vine Scriptura și spune că într-o zi faraonul a trimis după Iosif. L-a scos din pușcărie, l-a bărbărit, l-a aranjat, l-a șprăiat, l-a îmbrăcat și l-a pus al doilea după el. Aleluia. Multă vreme Iosif a fost nedreptățit, dar la urmă Dumnezeu a făcut dreptate. Aleluia. Cred că asta vrea să ne spună nouă pilda. Aleluia. Și încă o dată mă rog, pentru mulți din voi aș vrea să fie urma. Să se termină acea multă vreme de când plângi, de când te rogi, de când ești bolnavă, de când ai neînțelegeri cu bărbatul, de când nu te ascultă copiii, de când n-ai loc de muncă. E de multă vreme. Dar la urmă, tu roagă-te necurmat, nu te lăsa și vine acea urmă de care vorbește Scriptura. Să ne dea Domnul credința aceasta, amin? Evreii, 400 de ani rob. 430 de ani au stat în Egipt, 30 de ani nu au fost rob. Erau prieteni cu faraon că trăia Iosif. 400 de ani rob. Nu-i o zi, nu-i o săptămână, nu-s două, nu-s 10 ani. Îs 400 de ani. Multă vreme au fost rob. Dar spuneam de noaptea în care Dumnezeu i-a elberat. La urmă, evreii au ieșit din robie. Să fie urma pentru noi. Amin. Privind din perspectiva lui Dumnezeu, la care o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, noi ne încurcăm. Prin anul 1981, cred că, am făcut un grup de vreo 7 frați și am plecat în sălaj la Valea Groșelor. Era un frate Ionaș acolo, un om cu dar de vindecare, pe care mai înainte l-am chemat la noi acasă și mama, care era foarte bolnavă, surorile mele făceau, vopseau, ne pregăteam de priveghi. La rugăciunea acestui om, Dumnezeu a vindecat-o și a trăit încă mulți ani după aceea. Am fost curios să ajung în adunare la acolo. Am trecut de la Dej, am fost până la Căpân, l-am trecut Somie și cu Bacul. Am, în tren, era un tren plin de pocăiți dimineața. Am ajuns la ora 8 la adunare, așa era trenul. Când am ajuns, noi frații scoteau băncile afară. Adunarea începuse dimineața la ora 6 și acum era așa de plină că scotea băncile afară. Dar în compartimentul în care am fost eu, noi 7, am întâlnit un bătrân. Venea din altă gară, era în tren atunci. Ne-am dat seama că suntem pocăiți, s-a stat de vorbă și el spune, măi, fraților, noi eram mai tineri atunci, am 81, în urmă cu 40 de ani, da? 30 ceva. Și spune, fraților, eu am avut de la Domnul prorocie și mi-a spus, pregătește-te că pentru o clipă te voi pune bolnav în pat. Și frații mei, am 12 ani de când stau paralizat în pat și pentru mine asta au spus clipa lui Dumnezeu, era 12 ani. Și spunea el, uite, în dimineața asta m-am trezit, am văzut că pot mișca, i-am spus la nevasta, adâncă meșele că vreau să mă duc la Ionaș la adunare. Și în dimineața aceea, el fusese vindecat și mergea la adunare. Era un frate cunoscut, eu nu știu numele, știu doar că el cânta la vioară, că o cânta vreo două, trei cântări la vioară, în duminica aceea. Dar când noi am venit împreună cu el, adunarea arhiplină, nu era un loc, pe el l-a chemat în față și organizatorii au crezut că noi suntem cu el. Și ne-a băgat și pe noi până la amvon și am avut noroc cu omul ăsta așa. Ei, nu l-am mai văzut în viața mea de atunci, dar m-am gândit la prorocia aceea. Pentru o clipă am stipun bolnav. Și omul ăsta avea vreo 10, 12 ani de când stătea bolnav în pat. Asta e clipa lui Dumnezeu. Știți, multă vreme ne uităm din perspectiva noastră. La Dumnezeu se pare să nu fie așa. Dar multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate și la urmă și-o zis.
Există o robie a păcatului, fraților. Din Matei, din capitolul 8. Există o robie a păcatului, când Duhul necurat îi spunea, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, versetul 29, da? Sau 28, de acolo. De ce ai venit? Că este o vreme. Pe stradă la mine, cu trei case mai la vale de mine, am bosâncenei și știu lucrul ăsta, o mătușă de-a mea, după ce s-o căsătorit, la 20 și ceva de ani, s-o pocăit. Uncheșul nu s-a mai pocăit. Rău, bețiv, copiii lui sunt aici în Viena și în Wiener-Neustadt, da? Eu știu ce vorbesc, trece la vale, scandalagiu, se opre în capătul uliții, tot în viața lui și spunea, bă, ieșiți afară să ne bătem. La început, când eram mic și el puternic, mă temeam de el. Acum el avea aproape de 80 de ani și eram eu mai tare. Și mă gândeam, dacă ies în drum, te bat. Dar cum să ies eu păstorul în drum să mă bat cu ăsta? Toată viața gălăgii, băteam porți, hai să ne bătem. Și sora Viorica s-a rugat pentru bărbatul ei 60 de ani. E multă vreme sau e puțină vreme? E multă vreme. Anul trecut l-am botezat pe bărbatul ei. Acum vine cu Biblia în mână, e un ceșul meu, trece pe la mine la poartă, cu sora Viorica de mână, el are 81, cred că are vreo 79 și merg amândoi la adunare. Oameni buni, să te rogi pentru bărbatul tău 60 de ani, e multă vreme, dar la urmă. La urmă îmbrăcat în alb, în fața adunării și-o cerut iertare de la toți, o intrat în apa botezului și acum merge la adunare. Ei, cam așa e pilda asta. Multă vreme n-o vrut să-i facă dreptate, n-o vrut, dar la urmă i-a făcut dreptate. Asta învățăm noi, că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Doamne, ajută-ne la asta. Și avem multe exemple. Domnul merge Scăldătoarea din Betesda și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, spune Domnul acolo, a întrebat, vrei să te faci sănătos? Că bolnav multă vreme înseamnă și două zile. Eu eram gata să nu vin, de o săptămână am un copil stălat în pat cu febră, siropul nu-i ajută, pastile nu-i ajută, nu merge la școală, are 10 ani, plânge în continuu, n-o dormi soția atâtea nopțile și o spune, măi, dar ce faci tu, pleci, eu ce fac? Păi ne rugăm Domnul. O venit aseară doi frați la mine, ne-a rugat Domnul și azi am vorbit cu nevastă, e bucuros, o scula, se joacă, mănâncă. Dar numai o săptămână de boală e multă vreme, așa? Poate între voi sunteți bolnavi de mai multă vreme. Dar gândiți-vă că la urmă vi se face dreptate. Amin? Aleluia. Ne plecăm cu gândul ăsta pe genunchi? Aleluia. Multă vreme. Dar noi trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Aleluia. Mai am un exemplu și nu vreau să profitați de el niciodată. Eclesiastul cât? 11? Hai să-l citim ca să nu greșim. 11 cu 1 parcă. Spunea cuvântul Domnului, așa, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi. Să nu vină vremea asta să găsiți pâinea. Să fie vremea numai să aruncați pâinea. Și să n-aveți nevoie să o găsiți. Eu sunt venit în Austria cu un frate, cu un prieten de-al meu, care spunea că îl cunoaște pe fratele Leontin din tinerețe, când cu doi frați de-a lui și o soră cântau tare frumos la acordeon. El e mai tânăr ca mine. Omul ăsta e patron, are bani, ajută foarte mult, foarte mult, foarte mult, la el găzduiesc toți, dorm toți, mănâncă toți. E un om cu o inimă mare, rar întâlnește oameni ca el, dar are și de unde. Și el îmi spune, Dragoș, eu am ajutat fără să gândesc. Unde a fost nevoie și unde nu a fost nevoie, am dat. Dar din cei 12 copii pe care mi-a dat Domnul, cea mai cuminte fată și mai frumoasă s-a îmbolnăvit. Cancer la sânge, leucemie. Am început să merg la Suceava, Târgu Mureș, București, străinătate. Sunt într-un grup de cântăreți. El tot știu că el are bani. Și am ajuns să nu mai am niciun leu. Nu aveam bani de pâine. Și odată eram într-un grup de cântăreți, vine un băiat tânăr la mine și spune, frate, eu știu că tu ai bani, dar Duhul Domnului meu, toată noaptea mi-a spus să-ți dau banii ăștia. Eu pot să-mi dai, să mă bați, dă-mi una peste cap, fă-mi ce vrei. Domnul mi-a spus să-ți dau banii ăștia, eu știu că tu ai bani. Și spune, Dragoș, am luat banii, m-am dus mai încolo și am plâns. N-avem niciun ban, n-avem bani de pâine.
Toată viața am dat bani, am dat bani. Dar acum eram așa de sărac, că nu mai aveam nimic. Și spune acum Dumnezeu ce pus îmi dea înapoi. Îmi spune, dragul, știi câți bani mi-au dat mie, frață? Mi-e rușine să spun cât am dat eu față de cât am primit. Toate cheltuiala cu fata, operată în Irlanda, pe Londra purtată, adunări din diaspora s-au unit, peste 5 miliarde de lei mi-au dat frață. Până și preotul din sat, că i-am făcut eu odată un bine, o făcut o strângere la biserică și mi-a spus, măi, tu ai nevoie de bani, că am auzit că ai o fetiță bolnavă. Și spune, am înțeles. Fetița oricum a fost chemată la Domnul, n-a schimbat Dumnezeu hotărârea, că așa a fost prorocia, fetița a plecat la Domnul, el s-a ridicat, s-a reabilitat, dar acum știe ce înseamnă, împarte pâinea pe ape, împarte-o în 7 și chiar în 8, că nu știi ce vremuri vor veni și s-ar putea după multă vreme să te întâlnești. Nu vă fac curarea asta. Doresc ca să vă ajungă pâinea toată viața. Și doresc ca Domnul să vă dea belșug toată viața, amin? Dar nu se știe, că așa spune Eclesiastul, că nu se știe, Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Să uită Eli la Ana și Biblia spune și pentru că se ruga de multă vreme. O judecat-o greșit, dar Ana sta și se ruga multă vreme. Eu voi încheia predica, îndemnul meu de rugăciune. Vrem umplere cu Duhul Sfânt, vrem să se termine pe diagrama timpului acel segment numită multă vreme și să vină bucățica aia binecuvântată, dar la urmă. Vreți pentru mulți din voi să fie urma durerii, urma suferinței, urma boalii? Rugați-vă neîncetat și nu vă opriți. Doamne, ajută-ne! Ați auzit ce zice judecătorul nedrept? Măi, mă bate la cap! Să-mi ierte Domnul, nu-i blasfemie! Hai să-l batem la cap pe Domnul seara asta. Vreți? Hai să-l batem la cap pe Domnul până ne face dreptatea. Amin? Aleluia. Și nu va face el dreptate aleșilor să iată încă o condiție. Suntem aleși? Hai să punem poza unui ales. Eu am o fotografie în Scriptură și punem aici poza pe perete și noi ne uităm dacă semănăm cu aleșii ăștia. Uite, scrie în cartea Coloseni. 3:12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Dacă se poate, e bun. Astfel, dar ca niște aleși al lui, la ăștia le face Dumnezeu dreptate. Suntem așa? Sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Vedeți ce tablou frumos? Oare eu seamăn cu alesul ăsta? Dar voi semănați cu alesul ăsta de aici? La ăștia le face Dumnezeu dreptate. Nu va face el dreptate aleșilor săi? Și apoi spune mai, Biblia mai departe. Îngăduiți-vă unii pe alții, dar mai presus de toate îmbrăcați-vă cu dragostea, pacea lui Hristos să locuiască în voi, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi. Așa arată un om ales. Care-s preocupările alesului? Alesul lui Dumnezeu strigă, mai striga și noaptea? Cât strigăm ziua? Eu îi spuneam la frate când eram odată la o noapte de veghe, cu ani de zile în urmă, fratele Mitică Fedor, îl știți că recită, era într-un grup, într-un poloiem de elită, cu Doina Cătanu, cu Teofil Băbuță, cu Oală Zăroaie, cu mulți. Și merge la bătrânul Bulubenche la Ițăcani și spune, frate Mihai, hai să facem o noapte de veche. Dar așa, cu rândul, să facem o noapte de veche, eu aduc frate, eu aduc așa, hai să facem o noapte, vrei să facem o noapte de veche? Și bătrânul dă de mână și spune, dea-ți vechea voi ziua. Știi că de multe ori am întâlnit asta și dreptate are. Facem nopți de veche, dar nu vegem ziua. Ziua suntem nipocăiți și noaptea nipocăim. Dar vine Biblia și spune așa, aleșilor sări care strigă ziua și noaptea, cât v-ați rugat astăzi? Ca să vină urma, ca să vi se împlinească dorința, ca să vă umpleți cu Duhul Sfânt, că de asta vorbim acum. Cât v-ați rugat astăzi
Și cât ne-o ruga în noaptea asta. Aleșilor săi care strigă ziua și noaptea și mai spune prorocul, omul ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Măcar că zăbovește. Taina zăbovirii nu o cunosc. Prietenul nostru Lazar îi bolnav. Să merge, spune Toma. Și Domnul mai zăbovește 4 zile. Taina zăbovirii. De ce trebuie să mai stai bolnavă și nu te vindecă în seara asta? De ce ai probleme cu bărbatul în casă de câțiva ani de zile și nu se rezolvă treaba? De ce copiii sunt neascultători și se droghează? De ce? Și tu te rogi. Și taina zăbovirii, nu înțeleg. De ce bolnavă acela la scăldătoare o trebuie să stea ani de zile? De ce în Ioan 9 se naște unul orb și o trebuie să treacă ani de zile să rămână în orbirea lui? Nu știu. În Evrei, în Petru, a doua epistolă, capitolul 3, versetul 9, parcă, Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul din voi să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ar fi o explicație. Nu înțeleg taina zăbovirii, dar știu că măcar că zăbovește, la urmă le va face dreptate. Vreau să facem o rugăciune. Și dacă nu știu, dacă e permis să ne plecăm pe genunchi, mi-e place rugăciunea pe genunchi. Gândiți-vă la ce v-am spus eu. Am adus o văduvă. N-am adus o prințesă. N-am adus pe împărăteasa din Seba. Am adus o văduvă, dar e profesoară. La lecția asta ea are doctorat. Ea ne învață că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Când vorbeam de rugăciunea Domnului din Ghețismani, 1. A depășit neputința trupului. 2. S-a așezat sub voia lui Dumnezeu. Și 3. A fost confirmată rugăciunea lui ca primită. A venit un înger și l-a întărit. Aș dori să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm multă vreme și să nu ne lăsăm și să simțim că plinătatea Duhului Sfânt vine peste noi. Hai să ne rugăm!